Domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu mai are urmași direcți. Bogdan Cuza, în vârstă de 64 de ani, este un nepot de văr al celui care a înfăptuit unirea Principatelor Române la 1859. Procesul pornirii României moderne ar fi rămas în faza dezideratelor dacă elitele noastre nu ar fi contribuit substanțial la transformări sociale și economice de mare amvergură, dacă nu ar fi militat pentru impunerea unor mutații la nivelul diverselor categorii sociale. Boieri, negustori, meșteșugari, chiar țărani, mutații concretizate în conștientizarea nevoii de modernizare și înțelegerea stării de înapoiere prin raportarea la alte națiuni. Astăzi, Senatul Universității Constantin Brâncuș i-a acordat titlul de doctor honoris causa. Se aprobă propunerea de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului Bogdan Cuza Gheorghe Ghia. Vizibil emoționat, Bogdan Cuza le-a mulțumit reprezentanților UCB pentru această distinție. Susține că are în plan să dezvolte mai multe proiecte cu municipiul Târgu Jiu. M-a surprins într-un mod deosebit de plăcut, aș putea să spun, și mă bucur că gorjenii sunt primii care prezintă interes pentru un descendent al numelui de Cuza. Sunt, bineînțeles, recunoscător Universității Constantin Brâncuș și, bineînțeles, că avem niște proiecte comune pentru a găsi o modalitate de colaborare și de promovare a unor acțiuni ale universității pe piața germană, în Germania. Bogdan Cuza are un singur copil, un băiat pe care l-a botezat chiar Alexandru Ion Cuza. Bogdan Cuza a avut și un mesaj pentru gorjeni. Le transmit un lucru venit din suflet, în sensul că această zi, normal că nu o să o pot uita toată viața. Este o zi de o importanță crucială pentru mine, pentru activitatea mea și mai ales pentru sufletul care l-ați depus ca gorjeni să vă gândiți la familia Cuza. Mica unire, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, s-a realizat sub domnia lui Alexandru Ion Cuza. Unire care a stat la baza unirii, mari uniri din 1 decembrie 1918, un moment foarte important pentru că, iacătă, pentru prima dată în 1859, românii din Moldova, dar și din țara românească, au decis să aibă un singur domnitor, Cuza fiind ales domnitor la 5 ianuarie în Moldova și la 24 ianuarie în țara românească. Foarte important, în special pentru noi, cei din educație, au fost foarte importante, au fost reformele lui Cuza, una dintre reformele care a contat pentru dezvoltarea sistemului educațional românesc, a fost legea instrucțiunii publice. Domnia lui Alexandru Ion Cuza, deși scurtă, 1859-1866, a fost perioada de maximă dezvoltare a României moderne.